Partidul Social Democrat propune pentru primăriile din județe 38 de candidați, Partidul Național Liberal 19, iar Partidul Conservator 7 candidați. Locul întâi în toate localitățile USL, la primar, la Consiliul Local, locul întâi la Consiliul Județean, locul întâi la Președinția Consiliului Județean. Ăsta este obiectivul politic. Avem voturile stabilite pe fiecare localitate, negociate cu președinții organizațiilor care s-au angajat în obținerea acelui target. Trebuie, spun, obligatoriu să câștigăm Consiliul Județean, obligatoriu să câștigăm președinția Consiliului Județean și să obținem un rezultat foarte bun la nivel de orașul Sibiu, pentru primarul, candidatul nostru și pentru Consiliul Local. Toți candidații vor fi prezentați în 7 sau 8 mai în cadrul unei manifestări publice. În ceea ce privește lupta electorală între Dragoș Floarea și Klaus Iohannis, președintele Partidului Conservator filiala Sibiu, Viorel Ioniță, a declarat că este asemănătoare cu confruntarea între David și Goliat. Suntem realiști și în viață, că se numește sport, că se numește politică, da? Câteodată și David, da? Bine utilat, îl poate învinge pe Goliat. Da? De ce trebuie neapărat să credem că dacă este un candidat tânăr, cu mai puțină experiență politică decât primarul actual, nu are o șansă? Astăzi, Partida Romilor a semnat un acord de sprijin pentru alegerile locale cu reprezentanții USL Sibiu. Din anul 2000, de când sunt președinte la partidă, am început să lucrăm cu PSD-ul. Am fost în alegerile parlamentare cu domnul deputat, cu domnul Cindrea, am alergat, acum am făcut un acord politic ca să susținem USL-ul. Vreau ca toți romii, în data de 10 iunie, să ieși la vot, să voteze USL-ul. Partidul Social Democrat propune pe lista candidaților la Consiliul Județean 23 de persoane. Pe prima poziție este candidatul USL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Ioan Cindrea.